Printre trupele care și-au anunțat participarea la ediția 47 a Zilelor de Teatru, este și trupa de teatru a Centrului Artei Populare din Nicolinț. Trupa de teatru al Centrului Artei Populare din Nicolinț anul acesta se va prezenta cu piesa Pisica Verde, care este scrisă de Elise Vilc. De data aceasta, regizor va fi Costa Tovărnischi din Timișoara. Este vorba despre 6 adolescenți, fiecare își povestește viața și, într-un fel, toată nefericirea care o au. De data aceasta o să avem 3 colegi noi în trupă. Este vorba de Alexandra Cebzan-Zeman, debutantă, Daniel Picioane, debutant, și Marion Novakov, debutant. Sper că o să ne prezentăm frumos și anul acesta la zile. Eu m-am înscris la teatru pentru că și anul trecut am fost foarte bucuroasă când m-am uitat că din nou pe scena aceasta se face teatru și am fost convinsă că anul acesta o să mă înscriu și eu. Și când au fost înscrierile, m-am înscris. Și așa am ajuns aici. Spectacolul cu piesa Pisica Verde va fi prezentat în data de 16 mai pe scena Căminului Cultural din Nicolinț, în cadrul ediției de anul acesta a Zilelor de Teatru.